În Republica Moldova noi ne obișnuim să ne lăudăm cu un strat gros de cernozem. Însă viața politică, în special cazul din Pădurea Domnească, a demonstrat că stratul de fățărnicie este mult mai gros decât stratul de cernozem. Deocamdată sunt sacrificați niște pioni. Jucătorii reali stau în umbră și se prefac că aceasta nu se referă la ei. Mii de ani în urmă cineva a spus că politicienii sunt niște animale care se comportă așa cum le se permite. Noi, cetățenii Republicii Moldova, trebuie să-i ținem mai din scurt. Libertatea nu poate fi împrumutată, cumpărată. Libertatea este o stare internă de spirit. Dar dacă nu ești liber, dacă cauți mâna stăpânului, dacă te temi să te gândești sau ești leneș și nu vrei să te gândești critic, atunci sigur că găsești mii de scuze pentru a da vina pe cineva.